Dacă vrei să afli cum ai putea să folosești social media și să ai venituri pe aceste platforme sociale, atunci rămâi cu mine, fiindcă am să vin cu câteva informații. Salutare, sunt Richard, bine te-am regăsit. Dacă ești aici, atunci cu siguranță ești în căutare, ai dori să vezi cum anume ai putea să câștigi bani online, poate ești cineva la început, ești în căutare, cauți programe, diferite firme care există pe internet. Vreau să spun că ești la locul potrivit, momentul potrivit, am să vin cu câteva informații care să-ți fie de ajutor. Poate să fii și cineva care deja are un program, lucrează într-un program pe internet, dar mai vrei să vezi și alte modalități de câștiguri. Bun venit! Deci să vedem cum poți să ai venituri folosind platformele social media și vreau să spun că primul lucru pe care ai nevoie să te uiți la aceste programe care există pe internet, diferite firme, diferite companii, programe, trebuie să te uiți dacă într-adevăr acea companie sau program plătește. Este foarte important. Deci, fiindcă în foarte multe cazuri se întâmplă să te înregistrezi, să începi să lucrezi chiar, poate și după ce plătești, îți dai seama că acel program nu plătește. Și este foarte neplăcut. Deci, asta ar fi primul lucru. Și mai departe am să vin și cu câteva exemplu aici să-ți arăt un coleg de echipă, un colegă de fapt de echipă care a avut niște venituri online și vreau să spun că este dintr-o țară din Africa. Și imediat o să ajungem și acolo. Deci suntem aici în grupul nostru Facebook. Deci noi avem un grup pe Facebook aici unde lucrăm și aici sunt diferite dovezi de plată, dar vreau să-ți prezint pe Dorin. Dorin, ea este care, cum vezi aici, a avut un comision de 100 de dolari. Și poate acum îți pui întrebarea, bine, bine, dar cum a făcut? Deci, cum a făcut? Ok, am să răspund și la întrebarea asta. Pentru asta, cel mai bine este să ne ducem pe profilul ei de Facebook și să vedem, nu, să vedem ce face, cum a făcut, fiindcă deci lucrează pe social media, deci platforme social media, în cazul nostru este vorba de Facebook. Și cum vezi aici, locuiește în Accra, Ghana și Africa și chiar hai să vedem unde este Ghana în Africa. Hai să vedem. Deci, Ghana, mai precis, uite, este aici. Hai să pun, deci aici pot să vezi cel mai bine. Deci, în partea asta Africii, vezi, aici este Ghana. Deci, de aici este colega mea de echipă care, cum ai văzut, a avut 100 de dolari comision lucrând de acasă și folosind platformele social media și uite cum să vedem ce face, ce a făcut de a ajuns la aceste rezultate. Deci rezultat. Deci, vezi, a felicitat câțiva oameni din echipa noastră care au avut niște, postează fotografii, deci care au avut niște rezultate în echipa noastră, i-a felicitat, nu? Asta înseamnă că oamenii au început să pună întrebări. Bine, am văzut, dar despre ce este vorba? Spune mai multe. Vezi? Vezi aici, face, încarcă videouri și alte postări, uite, postări de genul motivațional sau inspirațional. Vezi? Oamenilor le plac aceste lucruri și vezi aici, a avut ceva
comision. Deci aici au 25 de dolari comision. Cred că aici încă un și aici încă un 25. Deci aici scrie că 125 de dolari comision. Postăm pe Facebook din Africa. Din Africa. Deci dacă ea a putut să facă, uite, deci astfel de postări, deci cred că nu este, uite, motivațional, inspirațional, cred că nu este ceva foarte greu de făcut. Nu. Deci dacă ea a putut în Africa, vreau să spun că în Ghana, chiar m-am uitat, deci oamenii câștigă în jur de 150 de dolari lunar, deci foarte puțin, foarte puțin. Și atunci, vezi, ei au găsit modalități prin internet să lucreze de acasă ca să aibă câștig. Vezi, are doi copii, este mamă, lucrează de acasă, folosește Facebook. Deci, cred că și, deci, poate nu ai familie, dar ai putea și tu să postezi. Sau dacă ai familie, uite, poți să faci astfel de postări, oamenilor le place foarte mult. Vezi, uite, deci o altă fotografie, vezi, deci cred că și tu ai putea să faci, deci nu cred că este foarte, uite, vezi, deci este foarte simplu și așa funcționează, deci asta este cum să folosești platformele social media, în cazul nostru este vorba de Facebook și să ai venituri de pe aceste platforme social media, cum am spus, este, uite, cu copii, deci în Africa, în Ghana, ea câștigă bani lucrând de acasă, vezi, fotografii și așa face. Cred că nu este ceva foarte complicat, deci așa funcționează. Ok, cam atât pentru astăzi. Sper că ți-a fost de folos. Dacă vrei să afli cu noi, cu echipa noastră, cu ce ne ocupăm, atunci sub video-ul meu este un link. Acolo, de fapt, tu vei primi un video pe gratis care îți va arăta exact cum lucrăm, ce facem. Și cam atât pentru astăzi. Mersi că ai fost aici. Sper că ți-a fost de folos și să ne revedem pe data viitoare. Richard aici, ciao, ciao!